Înainte de proba practică, deși dosarele fuseseră verificate la secretariat la data înscrierii, vreo câteva dintre candidate fuseseră chemate de cineva de la serviciul personal care era în comisie și le mai supuse unui chestionar de al cărui rost nimeni nu se întreba, iar candidatele nu aveau decât să se supună formalităților. Cu vreo două zile înainte, cel de la personal, un bărbat spălăcit la față, cu început de chelie și cu fața roasă de semne, de vărsat, le invita una câte una în cabinetul lui și se uita cu atenție în acte, în fișa personală pe care fiecare candidat trebuie să o completeze la înscriere și mai găsea el ceva, vreo nelămurire. Tu nu ești membră de partid? O întrebă el dintr-o bucată pe Iolanda. Nici membră UTC văd că nu ești sau nu ai completat formularul cu atenție? Ba, am văzut ce scrie, dar eu nu sunt nici membră de partid, nici membră UTC. La secretariat s-a verificat totul și mi-a primit dosarul așa cum e. Celelalte fete poate că sunt și atunci, știi cum e? Nu știu, răspunsese sfioasă Iolanda, dar dacă am notă de promovare la proba scrisă și la proba practică, răspund bine. O știi tu, nu zic nu, dar și astea contează. Și e păcat de tine, o fată așa de frumoasă să fii respinsă. Eu am văzut lucrările scrise, știu ce spun. Ar fi păcat, datoria mea e să iau în seamă și amănuntele astea și la urmă... Iolanda rămăsese fără cuvinte, știa care e miza ajutorului, dar omul nu era prea explicit cu ce ar putea el să facă, în ce fel ar ajuta-o și îl privea năucă. Ia uite ce ochi frumoși ai, nu ar fi păcat să-i lași să plângă în loc să se bucure? Iolanda mai rău nu pricepea și îl privea întrebătoare. Omul se ridică și se apropie de ea, o prinse amical de braț și o privi în ochi. Știi, nu putem să stăm prea mult de vorbă aici, că mai sunt și alte fete afară, dar vezi tu blocul din față, uite, intrarea aia de lângă farmacie, acolo stau eu, la etajul 2. Chiar cu fața la stradă, apartamentul 9. După ora 10 diseară sunt acasă. Te aștept. Și nu fi așa fricoasă că nu e sfârșitul lumii. Apoi omul a dat să o sărute, numai că Iolanda s-a tras brusc și a ieșit fără să scoată vreun cuvânt, lăsând să intre următoarea. Pricepea, dar nu-i venea să creadă. Doamne, dar cum se poate așa ceva? Mergea pe stradă și tremurau picioarele. Nici nu știa încotro merge, o luase la vale și uitase să o ia la dreapta, pe lângă biserică unde locuia la o prietenă pe timpul examenului. Nu a spus nimănui nimic, nici Ruxandrei nu i-a spus. A ținut doar pentru ea, iar acum mi se pare că nu a fost adevărat. La proba practică s-a prezentat totuși, iar medicul examinator, un chirurg foarte bine pregătit și pe deasupra un om de omenie, a fost încântat de deprinderile ei, de răspunsurile date și era evident că îi va da o notă mare. În timpul acesta, cel de la personal a stat numai cu nasul în dosare și a privit-o cu coada ochiului de câteva ori, însă nu a zis nimic. Și nici când s-a dat verdictul comisiei nu va fi spus nimic rău, pentru că orice ar fi zis, nu ar fi avut mai multă greutate decât doctorul chirurg. A fost admisă, însă când s-a dus să semneze actele la angajare, cel de la personal a lăsat o colegă să se ocupe de ea, iar el și-a făcut de lucru cu altceva. I-o fi fost jenă sau poate clocotea de mânie că a fost refuzat și că până la urmă, peste voia lui, Iolanda a fost totuși admisă și poate că de aceea a pus-o pe colega lui să se ocupe de ea.
Nu știa că nemernicul ăla va continua să-i facă și alte șicane. Era cea mai bună pe secție, până s-a găsit una, fiică de secretar de partid, care a ținut cu tot din adinsul să fie adusă și ea la chirurgie. Atunci, doctorul șef de secție a chemat-o pe Iolanda la el în cabinet și a spus ce i s-a zis să facă. Tu ești fată isteață și trebuie să mă înțelegi. De înțeles, înțeleg eu bine, domnule doctor, că n-am încotro. Și unde ați hotărât să mă duc? În niciun caz unde vreau eu, ci unde mi s-a spus, la contagioase. Iolanda a tăcut și de a doua zi s-a dus acolo de unde fugeau toți, la contagioase. Doctorul a vorbit cu șefa de secție și i-a făcut o bună recomandare. Nici nu ar fi trebuit să-i spună și pentru ce o aduce acolo. A fost destul pentru ea să se aștepte și la alte neplăceri. De aceea a acceptat tot ce îi se da ca sarcină. Simțea răceala colegilor, a medicilor și iarăși se gândea la taică său, fără să-l acuze de ceva. Dacă ar ști el toate astea, nu și-ar regreta că a făcut moarte de om, ci poate că nu a făcut destulă. Clocotea în sufletul ei, dar răbda. Nici Ruxandrei nu-i spunea tot ce trebuie să îndure. Mama suferea destul și o vedea îmbătrânind, ofilindu-se înainte de vreme. Ce să-i mai spună și ei că o îndrăgea un medic stomatolog, că ar fi vrut să o ceară de nevastă, numai că după ce a spus cum stau lucrurile, l-a sfătuit să o lase în pace, că ar avea și el de suferit și e păcat să-și strice cariera. Medicul nu ar fi vrut să renunțe la ea, dar ea s-a depărtat ușor până când el a trebuit să accepte că nu se poate, că nu trebuie să se poată. Îl durea inima să renunțe, că Iolanda era dragă, fată frumoasă, cu minte, o asistentă medicală foarte pricepută. Și-a găsit o doctoriță stagiară cu care s-a căsătorit, însă Iolanda încă mai avea locul cald în inima lui. În urmă cu ceva timp, unchiul Zamfir, fratele mai mare al lui Marcu, a primit o scrisoare din Spania printr-o nepoată a lui Radu Stolnicianu ca să-i o dea Ruxandrei. O doamnă, una Ignasia, îi spunea o poveste despre Mărcuța, care își cerea iertare pentru tot răul pe care l-a făcut, că așa a fost să fie, că ea a trebuit să se ducă tocmai la Rio de Janeiro, unde s-a și măritat și are acolo tot o fată, că este dor și de ea și de Iolanda și că speră să nu moară până când nu le mai vede odată. Ar fi crezut că e scrisoare de la Marcu, dar ăsta nu e scrisul lui. Când a venit pe acasă Iolanda, i-a arătat-o și ei. A citit-o și a ars-o la inimă un gând. Asta e scrisoare de la tata, mama. Nu e scrisul lui, e o scrisoare deșteaptă. Mărcuța e tata, Marcu. E la Rio de Janeiro, în Brazilia. E recăsătorit acolo, spune că nu a avut ce să facă. Spune că este dor de noi, chiar dacă are acolo o fată. O să mă duc la unchiul Zamfir să aflu tot ce se poate. Se însuflețise Iolanda bucuroasă că a aflat totuși câteva lucruri importante despre tatăl ei după atâta timp. Era sigură că nu se înșală și asta i-a dat aripi. A mers la ruda aceea a lui Radu Stolnicianu și a găsit-o înainte de a se întoarce în Spania. Femeia i-a spus că doamna Ignasia, fiica celui cu morile, i-a scris de mai multe ori acea scrisoare și a trimis-o prin poștă și de fiecare dată se întorcea că nu găsise destinatarul, adică pe Ruxandra. Ce să înțelegi din asta? Băieții țineau bine evidența și îi trimiteau scrisorile retur,
pentru că, fiind recomandate cu aviz de primire, nu puteau să le distrugă, le returnau. Asta era metoda. Au trecut ani mulți, americanii nu au mai venit. Comunismul și-a făcut mendrele cum a vrut, dar începuse să adie vântul speranței, după cum spuneau cei care mai ascultau pe la radio și alte voci, pe alte frecvențe. Oamenii nu mai aveau răbdare. După cutremurul cel mare au urmat crize după crize, lipsuri greu de îndurat. Nu se găsea de mâncare, se sta la cozi interminabile pentru lapte, pâine, pentru carne, ulei și zahăr. Oricui ar fi fost teamă să zică ceva, că imediat era admonestat de cei de la partid, dacă nu cumva era dat pe mâna securității. Curentul electric se lua tocmai la orele când era mai multă nevoie de el, căldură nu era, apă caldă. Delațiunea, în schimb, funcționa la toate nivelurile. Dacă te luai după raportările din ședințele de partid, de la congrese, însemna că românii sunt cei mai fericiți oameni. Cei de la țară se mai descurcau cât de cât, că mai aveau păsări, mai țineau câte un porc, mai făceau pâine pe vatră, pe când cei de la oraș sufereau cel mai mult. În toamna aceea, prin noiembrie, la Brașov fusese o grevă a muncitorilor de la Steagul Roșu. Toată lumea aflase că până și cei de la țară ascultau Europa Liberă și erau deja la curent cu toate noutățile pe care ai noștri nu puteau să le spună din cauza cenzurii de partid. Muncitorii de acolo au fost răspândiți ca represiune pe la diferite întreprinderi mecanice din țară și puși sub observație, unii dintre ei vorbiseră cu curaj cum a fost și ce au vrut să facă, iar colegilor de la noile locuri de muncă începuseră și ei să le dea dreptate, ori de frică nu puteau să ia atitudine, că imediat ar fi știut securitatea. Lumea fremăta în adânc și un aer de libertate începea să adie și dinspre țările socialiste. Din Polonia mai întâi, din Cehoslovacia mai apoi, din Germania Democrată, disidența românească lupta și ea din ce în ce mai fățiș, cu curaj, cu susținerea Europei Libere și altor posturi de radio occidentale. O profesoară de la Cluj devenise cunoscută de toată lumea, Doina Cornea. Ea îndrăznise să scrie acestor posturi de radio. Apoi se dictaseră interdicțiile împotriva unor poeți simpatizați, ca Ana Blandiana, Mircea Dinescu, a unor scriitori disidenți precum Paul Goma. Libertatea religioasă era cât mai limitată și toate astea făceau obiectul comentariilor lui Virgil Ierunca, ale lui Emil Hurezeanu, Vlad Georgescu și ale Monicăi Lovinescu, așteptate cu interes în fiecare zi. Radio Europa Liberă se asculta în fiecare casă discret, pentru neric, la radiouri pe baterii, fiindcă la orele serii se lua curentul și după telejurnalul lui Ceaușescu, oamenii rămâneau pe beznă sau la lumina lumânărilor de ceară și astea destul de greu de procurat, ca să nu mai vorbim de încălțăminte, lenjerie intimă, hârtie de scris, de benzină, de materiale de construcție, ale căror consumuri erau raționalizate. Cuvântul la ordinea zilei atunci era penurie. Oricât de răbdător și de fricos este românul, ajunsese la disperare și de aceea puseul de revoltă din noiembrie-decembrie 1989 i-a scos în stradă pe mai mulți, pe cei tineri și... Comunismul românesc nu a mai avut nicio șansă.
Odată cu deschiderea granițelor spre vest, cerută în numele dreptului de liberă circulație, primele valuri de emigranți au deschis culoarul spre Germania, Franța și Turcia. Lumea era dornică să călătorească, înflorea micul comerț al bișnițarilor, al buticarilor. Iolanda era și ea printre cei dintâi care se îndreptau în călătorie spre Spania. Și călătorea nu neapărat să vadă patria lui Cervantes, cât în răgazul scurt să adulmece urma tatălui, încercând să o caute pe seniorita Ignasia. Ea ar putea să-i spună mai multe despre Marcu, însă adresa pe care a avut-o era greșită. Și unde s-o caute în tot Madridul, că nu putea să se despartă prea mult timp de grup? Se plimbau cu ghidul prin marile piețe ale capitalei spaniole, văzuse Barcelona, văzuse Sevilla, a văzut Gibraltarul cu stâncile lui și luxoasele vase de croazieră care treceau dintr-o parte în alta, iar la Malaga rupsese inima unui tânăr, Enrique, care o învăluise cu atențiile lui. Au rămas prieteni și au scris, iar când s-a mai dus încă o dată în Spania, nu s-a mai întors decât măritată cu Enrique, spre întristarea Ruxandrei, care se vedea singură la bătrânețe, abandonată până și de ultimul ei sprijin. A plâns mult, dar a trebuit să se împace cu gândul că datul fetelor e să-și urmeze bărbatul. Și așa Iolanda se căsătorea destul de târziu. A fost curtată de băieți buni, dar mofturoasă și poate că, dacă nu l-ar fi găsit pe Enrique, nu mai aștia acum, ar fi rămas fată bătrână. Ruxandra o sfătuise destul că timpul trece și că dacă nu se mărită acum o să fie tot mai greu, că băieții o să-și ia seama și o să o ocolească, fiindcă se ridică altele mai tinere. Ea nu se temea că va rămâne nemăritată, dar parcă tot nu era mulțumită cum se realizase până atunci, și nici ea nu știa ce mai aștepta. Ruxandra era într-o zi pe la primărie să-și plătească niște dări când dete cu ochii de poștaș. Îi flutura de la distanță o scrisoare. I-ar fi dus-o acasă dacă nu o vedea în stradă. Și așa avea să-i spună că i-a dat telefon de la Vâlcea un domn, Costiniu, și că ar face bine să treacă pe la el dacă are drum la vale. Femeia știa cine e Costiniu și se mira ce ar avea să-i spună ei după ce a repezit-o când l-a căutat întristată de plecarea lui Marcu, fostul lui ucenic. Trecu însă cu vederea că era iertătoare și nu putu să-și amâne curiozitatea că a doua zi și făcu drum la oraș. Și cum nu mai avea nicio altă treabă acolo, se duse direct la meșter acasă. Bătrânul se mișca tot mai greu și era îngrijit de o nepoată, soția-i murise de curând. Se bucură când o văzu. Și cum nici el nu a uitat că îi datorează o explicație, ba chiar o scuză pentru răceala cu care o întâmpinase altă dată, își ceru iertare și îi aminti că și casa lui era ținută sub supraveghere de securitate și nu de puține ori a trebuit să dea declarații cu cine se întâlnea, cine îl vizitase. Nu putea să-i mintă că erau foarte bine informați și trebuia să spună drept. Se întâmplase ca Ruxandra să nu atragă atenția vecinilor care băgau de seamă orice și raportau fiecare amănunt. Imediat ar fi fost făcută legătura între bărbatul fugar și fiul bătrânului despre care securitatea nu era convinsă că a murit în lagăr la ruși, fiindcă tot se mai interesa de el.
Am să-ți dau o scrisoare de la fica lui Stolnicianu de la Madrid, cea cu care a ținut legătura Marcu. Scrisorile lui sunt la ea și vouă doar vi le povestea, cum știi, dar uite că nici așa nu au ajuns la voi scrisorile ei. Am auzit că Iolanda s-a căsătorit în Spania, iar Ignasia a aflat că a căutat-o la Madrid, numai că ea s-a mutat de acolo unde a cunoscut-o Marcu, a vândut casa aia și s-a mutat la alta, tot în Madrid. Oricum, ea are mai multe case acolo, aici ai adresa ei. Mircea, capitanul Costiniu, cum îl știți voi, mi-a scris că Marcu a mers cu el până la Montpellier și că de acolo a plecat spre Spania. I-a plăcut să muncească în câmp, la aer, la soare, nu să spele vase prin restaurantele francezilor. Așa o fi ajuns și pe la Madrid, la doamna Ignasia, fiindcă Mircea o cunoaște bine și a știut unde stă. Roxandra a luat scrisoarea, a pus-o bine în buzunarul jachetei și numai ce a citit odată adresa acelei femei, că a și memorat-o în vreme ce o fulgeră în adânc o undă de gelozie femeiască. O să-i spună Iolandei adresa asta că ar putea să o caute. Și de la domnul Costiniu mai află ea câteva lucruri despre drumul lui Marcu până ce a ajuns la Madrid. El nu știa că Marcu a plecat și din Spania cu una la Rio de Janeiro, cu care are acum o fată. De ce n-o fi rămas el în Franța sau măcar în Spania, îl judeca în gândul ei femeia că și dacă s-ar fi recăsătorit, poate că Iolanda ar fi dat ochii cu el, poate că i-ar fi spus și ei ce mai face, poate ar fi întrebat-o și despre ea, una alta, că nu de urât a lăsat-o sau de proastă, ci că era el un om dintr-o bucată și așa și-a ieșit din fire de a făcut moarte de om. Altfel ar fi rămas și el cum rămân toți oamenii pe la casele lor, cu nevestele și cu copiii lor, nu să-și ia lumea în cap pentru o prostie. Ca o bună creștină, Roxandra îl judeca aspru pentru că făcuse moarte de om, păcat strigător la cer pentru care Dumnezeu nu iartă. De ce și-o fi băgat el sufletul în fundul iadului? De la bătrânul Costiniu află acum și înțelese cum stau lucrurile și cu scrisorile. Doamna Ignasia e fica lui Stolnicianu, cel cu morile. Se născuse în Spania, învățase românește bine și ajuta pe români din prețuire pentru tatăl ei, Radu. Capitanul l-a urmat pe Marcu să o caute și o căutase, cum se vede, iar femeia l-ajutase cum a putut și ea. La treaba asta cu scrisorile se pricepea foarte bine că scria și cărți, din câte știa bătrânul Costiniu. Era apreciată de spanioli, a și luat ceva premii pentru cărțile ei, iar acum a tipărit o carte în limba română, fiindcă prevedea ea că se vor aduna destui români la muncă în Madrid și prin toată Spania. Ea a trăit acolo, dar inima ei a rămas tot de româncă. Era trecut de amiază și Roxandra ajunse acasă la boișoara, dar nu mai avuse răbdare nici să mănânce, nici să facă altă treabă prin curte, că se așeză pe scaun la masă, la lumina generoasă a ferestrei și citi pe îndelete scrisoarea, întorcând fiecare cuvânt pe toate părțile, așa cât să priceapă mult dincolo de el, să prindă sufletul ascuns al scrisorii. Ignasia scria negru pe alb, ea a trimis multe scrisori prin poștă, cele mai multe dintre ele cu aviz de primire, dar se întorseseră la ea pentru că destinatarul nu ar fi fost cunoscut. De aceea, când a avut prilejul, i-a trimis prin intermediar două scrisori despre care aflase că le-a primit,
Asta ar fi a treia scrisoare care trebuia să ajungă la Boișoara, fiindcă numai ea, Ruxandra, știe adresa Iolandei din Spania și dacă îi comunică unde o poate găsi, Iolanda o să o caute să-i dea scrisorile originale ale tatălui ei și că bătrâna doamnă vrea și ea să o cunoască pe fată. Pentru ea și pentru Ruxandra, Marcu se zbuciuma atâta că i-a fost tare greu să se statornicească undeva, că nu-și găsea locul nici în Brazilia, însă era la capătul lumii și n-avea cum să se mai întoarcă. Se condamnase singur la pribegie până să-l judece cel de sus. Își ispășea păcatul de a le fi lăsat singure. Iar treaba aia cu securiștii împușcați nu-l chinuise mai mult decât dorul de ele. E drept că era teamă să nu fie căutat și extrădat, de aceea era mereu fugar. Și pe fața aridată de ani și de necazuri a femeii, se scurgeau lacrimi fierbinți și rămase cu privirile pierdute prin geam și cu scrisoarea tremurându-i în mână, până când cocoșul sări pe trepuzan și cântă prelung în fața ferestrei. Se trezi din gânduri și visare, își schimbă hainele și trecu să dea mâncare păsărilor care se strânseseră ciopor în fața ușii de la prispă. Văzu cum o așteptau și înțelese că găinile, în felul lor, s-or fi îngrijorat de ce nu mai iese să le dea să mănânce, fiindcă se făcea târziu. Da, păsările și câinele din curte simt singurătatea stăpânului, mai ales când e bătrân. Nenea Angel de peste drum, își aminti Ruxandra, era văduv, bolnav și tot avea și el câteva păsări, un câine. I se întâmpla să îi se facă rău și să cadă în curte. Atunci câinele începea să latre înfricat și găinile să chirăie până când cineva îl vedea acolo căzut și se ducea la el să-l ajute. Până să vină vreo rudă, chiar ea îl ridicase de câteva ori. Tot singură era și vecina Ilinca, bătrână și ea și neputincioasă. Soarta bătrânilor singuri, se pomenia rostind cu voce tare, că dacă ar fi auzit-o cineva, ar fi crezut ca nebunit. Marcu se desmetici ca lumea abia la Montpellier, fiindcă până acolo, dacă îndepărtându-se nu se mai simțea urmărit, teama rămânea. I se cuibărea în inimă și cu oboseala care se acumulase la oaltă, îl răpuneau. Ar fi vrut să doarmă măcar o oră, cum dormea el la stână și s-ar fi refăcut. Pe deasupra îl încearcă și un sentiment de inutilitate, de inferioritate, fiindcă ceilalți doi vorbesc mai mult în franceză, și trebuie să-i traducă, iar alte ori când simțea că ar fi util să știe ce se discută, întreba și dacă socotea că nu îi se răspunde imediat, începea să se simtă ignorat. Se străduia să memoreze expresii, să învețe pronunția cuvintelor, încerca să se exprime și el franțuzește și băga de seamă cum ceilalți doi se străduiau să nu râdă de el. Ba îl încurajau, dar vedea că între ce spune el și ce spun ei e mare diferență. Iar când s-au prezentat la un birou pentru emigranți, ofițerul de acolo a fost încântat de cunoștința cu cei doi, iar pe el l-a tratat ca pe un neajutorat. Și de câte ori au revenit acolo ca să li se elibereze acte de identitate, lui trebuia să-i traducă domnul Costiniu. Îl încerca în ultima vreme și gândul că ar fi o povară pentru ei. Primele nopți au dormit la un centru pentru emigranți, însă cei doi
au fost căutați de o familie din Montpellier și le-a oferit sprijinul, iar el s-a simțit deja abandonat. Noroc însă cu un alt român care aștepta în același centru de la Montpellier o viză de intrare în Spania și a cerut insistent să fie lăsat să plece acolo, fiindcă nu se putea nicicum acomoda printre francezi. Costiniu, după ce s-a aranjat bine într-un apartament luxos, s-a interesat și de el, nu l-a abandonat, încă i-a găsit și de muncă într-un restaurant la curățenie, l-a spălat vase, l-a cărat alimente, dar lui i-a intrat în cap că nu se poate acomoda și nu s-a acomodat. Viza lui pentru Spania a venit destul de repede, iar prietenul acela din centrul pentru emigranți l-a așteptat și au plecat împreună. Costiniul l-a înțeles, l-a îndrumat să meargă la Madrid să o caute pe doamna Ignacia, că îl va ajuta sigur. I-a dat niște bani și s-au despărțit, rugându-l să-l caute aici la Montpellier oricând ar vrea să se revadă. Doamna Ignacia va ști totdeauna unde s-ar muta dacă va fi să se mute cândva. Lui Marc însă Montpellier se păru un oraș aristocratic care îl refuză și când totul a fost gata de plecare, a avut din nou un sentiment al eliberării, parcă își lăsa în urmă păcatele. Autocarul care pleca spre Madrid era în autogară și Marcu fuse surprins să mai audă cel puțin o voce de român, iar asta îl bucură de parcă și-ar fi găsit o rudă sau de parcă s-ar fi întors acasă printre ai lui. Nu s-a întors să-l caute cu privirea pe cel ce vorbise românește, nici celălalt român nu se uitase înapoi, însă Marcu avea sentimentul că mai sunt și alții, că nu e singur. Dar și mai mult se bucură că dacă asta e limba spaniolă pe care o auzea la cei mai mulți, va putea să o învețe destul de ușor. Cât a stat în orașul francez de la Mediterana, a luat un contact brutal cu opulența, cu lumea bună, cum se zicea pe la ei, cu mofturile. Dar cum nu vorbea limba, cum nu citea ziare și nici despre relațiile dintre oameni, dintre angajați și patroni, nu știa mai nimic, înseamnă că nici nu a gustat adevărata libertate. Și pentru el modelul ideal, tot cel al păstorului carpatin, rămânea fără egal. Vorbea asta și cu prietenul său de călătorie, un oarecare Filip, și acesta îl îndemnă să nu mai fie așa de nostalgic, fiindcă nu va reuși mare lucru nici în Spania, trebuie să lase definitiv în urmă ce a hotărât să lase și să meargă mai departe cu nădejde. Nimănui nu-i spunea adevărul, nimeni nu trebuia să știe din ce cauză a plecat și nici despre soție sau despre fiica lui nu vorbea, pentru că dacă ar fi trebuit să vorbească, nu ar fi avut să spună decât lucruri frumoase și mai mult ca sigur că i-ar fi dat lacrimile. Atunci oricine și-ar fi dat seama că altul e motivul din care a luat el calea pribegiei. Cel mai înțelept era să închidă în inima lui lucrurile sfinte alături de cele rele și numai el și bunul Dumnezeu să le știe și să le judece. La rândul lui, nici el nu punea întrebări delicate oamenilor pe care îi cunoștea sau celor cu care se împrietenea. Cu doamna Ignacia a vorbit însă ca la spovedanie. Presimțea că de la ea va primi cel mai dezinteresat ajutor. Nu putea să o mintă, pentru că femeia știe destule despre Costiniu, iar el nu avea cum să fie ușă de biserică. Doamna, mult mai în vârstă decât el, l-a ascultat cu atenție și a notat câte ceva și după ce au povestit destule,
l-a încredințat unui majordom să-i dea o cameră de la parter unde să se stabilească, să-l conducă la baia personalului de serviciu, să-i dea ceva haine mai bune și să mănânce. Dacă vrei să rămâi în Madrid, îți pot găsi ceva de lucru și poți să stai o vreme la mine până când te pui pe picioare și îți găsești o altă locuință după nevoile tale. Eu pot să te ajut să găsești de muncă, știu că te pricep la pielărie. Te pot recomanda unei firme din domeniu și ai să câștigi bine. Acolo se fac genți, pantofi, curele și alte lucruri fine. Tu trebuie să înveți limba, că mai apoi, dacă găsești altceva mai convenabil, te vei descurca singur. Eu sunt de găsit aici, prin telefon, și îi dă-te o carte de vizită pe care citi dintr-o privire și adresa și numărul de telefon. Erau scrise în spaniolă, dar nu trebuie să-i traducă nimeni și se bucura că înțelege singur. Cu spaniola, deci, e altceva decât cu franceza, nu e așa de simandicoasă. În câteva zile ținu aproape de majordom și începu să vorbească cu el. Omul îl vedea interesat și când Marco nu pricepea ceva, zâmbea și arăta, făcea semne până când pricepea, apoi repeta și el cuvântul ori expresia până învăța. Nu trebuie să te grăbești cu învățatul, îi spuse slujbașul doamnei Ignasia când îl văzu cum se poticnea la număratul unor puieți pe care trebuia să îi planteze. Onse, dose, trese, numără majordomul ca să-l ajute. Ia-o încet, ca să înveți bine. Ai timp, iar spaniola e o limbă frumoasă, o lăudă el. Se învață repede. Și Marco se bucura ca un școlar când vedea că face progrese. Seniorita Ignasia s-a ocupat și de actele lui de rezidență și nu știe cât de greu sau de ușor o fi fost, numai ce într-o zi a fost chemat la poliția și s-a dat documento de identitate sau pasaporte. A fost singur pentru că deja putea să întrețină un dialog, deși făcea gafe gramaticale, pentru că el, trabajador de poliția, îl privea cu îngăduință, doar zâmbind, când poate era de-a dreptul de râs, ce spunea el. Însă remarcase că oamenii, când greșea grosolan câte ceva, repetau ei cum era corect în spaniolă și lua aminte ce greșeală a făcut ca să nu o mai repete. Lua lucrurile mecanic, fără explicații gramaticale. Mai târziu a început să pretindă și astfel de explicații și mulți erau amabili să îi le dea. Pe la seniorita Ignasia, după ce se mutase în altă parte, tot mai venea din când în când, fiindcă era dornic să mai audă noutăți din țară. Ea ținea legătura și cu capitanul Costiniu de la Montpellier și se informau reciproc cu noutăți. Capitanul avea și mai multe legături cu țara, că la festivalurile de film de la Cannes, la care mergea de fiecare dată sub un nume conspirativ, se întâlnea discret cu actori români, cu regizori pe care îi știa supravegheați, iar cu ajutorul lor trimitea scrisori în țară ticluite cu alte nume decât cele adevărate și avea semnale că ajungeau totuși la Vâlcea, fiindcă și el primea tot așa scrisori care, și dacă ar fi căzut în mâna securității, nu ar fi trădat pe nimeni, fiindcă numai el și expeditorii lor știau despre ce e vorba. La Montpellier, Costiniu găsise o familie de români plecați cu acte în regulă din țară și nu erau considerați persona non grata. Lor li se permiteau scrisori în și din țară și odată sau de două ori a recurs și la serviciile acestora.
Oamenii mergeau din când în când în țară la Sibiu, însă a simțit că forțează lucrurile și a renunțat, mulțumindu-se și capitanul cu ce pica ocazional. Nimeni nu era prea dornic să facă astfel de servicii, fiindcă toți știau bine ce era în țară și se temeau pentru ei și pentru cei de acasă. Marcu socotea că pentru el e cel mai bine să-și piardă urma pe cât posibil, fiindcă a auzit din surse sigure că oamenii securității au urmărit și au căsăpit mulți fugari, cărora regimul ținea să le închidă gura și se întâmplaseră astfel de lucruri, mai ales în Germania, prin Franța, până și în Statele Unite. Capitanul Costiniu se ascundea și el, iar pentru Marcu rămânea un mare semn de întrebare cum de a hotărât să rămână la Montpellier, când acolo ar fi destul de aproape și destul de ușor de urmărit, fiindcă nu-i venea deloc să creadă că povestea aia cu mort în lagăr la ruși ar putea să țină o veșnicie. Poate că securitatea o fi aflat adevărul, iar dacă vreunul din cei plecați în Făgăraș a fost prins, va fi mărturisit sub presiune multe. Alții, de frică, numai ca să li se ierte unele păcate, se angajau singuri să dea relații, să urmărească pe unul și pe altul. De aceea Marcu nu credea că nu se știe tot adevărul despre fiecare dintre ei. Seniorita Ignasia vorbea des cu Mircea Costiniu sau îl scriau și el aflase că unul din cei doi securiști răniți de el îl recunoscuse a fi ciobanul de la stâna din Carașova. Așa se explica de ce pe Ruxandra o chemaseră atât de des la anchete. Odată au adus niște femei securiste să o schingiuiască și să spună tot, crezând că poate o mai ascunde ceva despre bărbatul său și despre ceilalți. Iar pe Iancu și pe Adam îi molestaseră cum o minte sănătoasă nu ar putea să imagineze că este posibil să facă un om semenilor lui. Ei au crezut că dacă se mută cu stâna, n-or mai fi de găsit. Au fost identificați cu oile pe undeva, pe lângă Brăila, pe la Ianca, și acolo au fost anchetați de au zăcut câteva zile ca să-și revină. I-au bătut ca bestiile, că au leșinat de durere. Seniorita Ignasia i-a povestit toate astea când Marcu s-a mai dus pe la ea. Și asta îl tulburase cum nu se poate mai tare. Îi era necontenit teamă că va fi urmărit. Uneori își imagina cu fantezie că se întoarce acasă și că ar termina ce începuse. Oricum nu-și mai regreta că făcuse moarte de om, decât ca păcat creștin, nu ca act de dreptate. El știa că seniorita Ignasia mai primește vești din țară și în sufletul lui ar fi așteptat și mai multe amănunte despre Ruxandra și despre fica lui, Iolanda. O, cât s-ar bucura să primească o scrisoare de la ele, o poză! Uneori, seara, înainte să adoarmă, gândul lui colinda pe acasă, pe uliță. Își făcea tot felul de spaime. Știa că ar mai fi avut câte ceva de reparat prin curte, pe la magazie, că unele lucruri se vor fi ruinat și că Ruxandra, ca femeie, nu poate să facă mai nimic. Iar timpul trecea, și gândul că s-ar mai întoarce acasă vreodată se spulbera încet. Pe de altă parte, era greu de unul singur, însă gândul să-și refacă viața îl speria ca un păcat și mai mare. După ce luase viața unora, poate nevinovați, acum să omoare și amintirea Ruxandrei,
alt păcat, mult mai mare. Nu, e destul. Seniorita Ignasia, ăștia sunt în stare, dacă ar afla pe unde sunt, să mă caute și să mă căsăpească unde și când nu mă aștept. Așa că mă mulțumesc că tot cu ce mai pică de prin țară, vreo informație de pe la cunoștințe, de la rude, că nu am speranțe să primesc scrisori de la Ruxandra. Dumneavoastră nu ați fugit din țară și nimeni nu v-ar căuta, pentru că nu aveți vreo vină ca mine sau ca domnul capitan. Mircea Costiniu a rămas un luptător și acum activează într-o fundație pentru drepturile omului în România. Cu ei țin legătura mulți dizidenți din țară. De câteva ori s-au încercat capcane, au fost securiști care au încercat să le afle adresele, au încercat să le zădărnicească în multe feluri acțiunile, însă totdeauna prevederea este mama înțelepciunii. Scrisorile se trimit la o căsuță poștală, dar și acolo au fost niște încercări. Mircea e un om destul de inteligent și abil, iar despre el nu se știu prea multe, pe când despre dumneata. Lăsă seniorita să se înțeleagă orice, până când și că s-ar ști totul. Și ca să nu îl sperie și mai tare, îi spuse ce crede ea. Dacă nu vor fi mărturisit băieții dumitale de la stână, atunci s-or fi găsit alții care s-o facă. Oricum, încercă ea mai apoi să-i dea totuși ceva speranțe. Sunt semnale tot mai serioase din țară că nemulțumirile oamenilor cresc, că sărăcia, lipsa de libertăți, privațiunile sunt tot mai greu de suportat, iar pe de altă parte politica de dezinformare, de nivelare a valorilor, cultul personalității conducătorului iubit după modelul lui Stalin și al liderului corean, stârnește ele reacții tot mai vehemente. Faza aceea a umorului românesc, a hazului de necaz, va trece totuși și altceva îi va urma. Despre Dej se auzeau în ultima vreme știri tot mai contradictorii, îi spunea seniorita Ignasia. Până nici grațierea deținuților politici din 64 nu mai inspira încredere. Poate că a fost doar de ochii lumii, că și așa era tardivă. În pușcăriile românești a fost exterminată toată elita culturii și au pierit în mizerie toți bărbații de stat cu demnitate, adevărații patrioți români. Marcu o asculta ca pe un proroc, îl copleșea prin cultura ei, prin înțelepciune și nu-i venea să creadă că frica generalizată în popor va fi în stare să producă vreo speranță, socotea el după câte văzuse și după cum îl ducea mintea. Asculta și el vocea Americii, Europa Liberă, Deutsche Welle cu emisiunile lor în limba română și nu mai spera în nicio revenire. Seniorita Ignasia nu îl întreba niciodată ce simte pentru soția lui, pentru fetiță. Nici nu era nevoie, fiindcă se vedea, se simțea și pricepea singură că omul suferă pentru ele, că în conștiința lui se judecă aspru și de aceea căuta să-l consoleze, să nu-l lase să cadă în deprimare. Fără să-i spună lui, încerca să ajungă la Ruxandra vești despre el. Măcar să nu-l creadă mort femeia, să nu creadă că și-a refăcut viața și că ar fi uitat-o, iar copila, acum destul de mare, să știe că tatăl ei se gândește la ea, însă în scrisorile ei tălmăcea altfel lucrurile, le punea pe seama unei false cunoștințe comune și sentimentul de care și mama și fiica aveau nevoie ca de o confirmare, se estompa, își pierdea din căldura firească a informației directe.
Din păcate, nici măcar atât nu ajungea la ele de fiecare dată și Ignasia suferea când scrisorile se întorceau la Madrid, fiindcă nu ar fi găsit destinatarul. Mai repede și mai sigur ajungeau cele pe care le trimitea altor cunoștințe în speranța că, din conținut, acelea își vor da seama cui trebuie să înmâneze scrisorile dacă le primeau cu adevărat. Și fiindcă securitatea i-ar fi reținut numele, le expedia cu numele altcuiva dintre oamenii ei. Poate din astea să fi ajuns câteva, că nu se mai întorseseră toate. Ca una care a trăit atâția ani în văduvie, Ignasia știa foarte bine ce se petrece în sufletul unei femei singure când și-a iubit bărbatul cu adevărat. Marcu, după ce a lucrat o vreme la fabrica de pielărie a unui spaniol cum se cade, a plecat totuși din vacarmul Madridului și s-a pripășit la ferma de legume a unui alt spaniol la Oropesa. Cea mai mare parte a timpului o petrecea în câmp la serele patronului, domnul Geraldo, un om mărunt, slăbuț, plin de energie, de caracter, cunoscut până în Irlanda și în Norvegia, unde ajung legume din serele lui, cu șiruri de camioane pe care scrie numele patronului. Face bani mulți, plătește bine oamenii, dar le pretinde să muncească toți cu tragere de inimă. Și asta se întâmplă tot timpul. Geraldo are câțiva oameni de încredere care au grijă să asigure tot ce trebuie muncitorilor, are câțiva tehnicieni foarte pricepuți, dar ce-l uimește pe Marcu sunt utilajele, mașinile, uneltele cu care se lucrează. Când a fost pus prima dată să stropească răsadurile, i s-au dat toate cele necesare pentru protecție. Mască, ochelari, mănuși, un costum care se încheia cu fermoar până sub barbă, tragi masca pe cap și mergi la treabă. Stropitul se face numai între anumite ore, ca și udatul plantelor, ca și aerisitul serei. A învățat repede și asta și trecea de la o muncă la alta cu aceeași pricepere, că până la urmă a câștigat încrederea patronului și l-a pus să facă și pontajul oamenilor. Tot el trebuie să supravegheze și încărcatul mașinilor cu lăzi, să fie atent la calitate. A făcut 2 ani de când muncește la domnul Geraldo și este mulțumit de cât câștigă. Într-o zi a sunat-o la telefon pe seniorita Ignasia și a spus că e foarte mulțumit la serele domnului Geraldo, că are bani destui, însă nu știe cum ar putea să-i trimită Ruxandrei o parte din ei, că acum Iolanda e mare și are nevoie la școală, fiindcă e sigur că mama nu a lăsat-o pe fată fără carte. Ar fi vrut să le trimită bani mulți, nu numai să le ajute, ci și să-și răscumpere vina, însă a fost foarte amărât în sufletul lui când seniorita Ignasia i-a tăiat elanul și a spus că nu se poate. Cum crezi, dumneata? Nu ajung scrisorile și ar ajunge banii? S-a întristat mult și sentimentul zădărniciei l-a încercat multă vreme după asta. Și cu banii, ce să facă de acum? El nu bea, nu merge la jocuri de noroc, cu femeile nu cheltuie niciun ban. Doar din când în când își mai alină singurătatea cu o braziliancă, Leticia, adusă în Spania de bărbatul ei, un bețiv, care a și murit din cauza băuturii la vreo 2 sau 3 ani de când se căsătoriseră și la puțin timp după ce au ajuns în Europa. Femeia a rămas singură, e muncitoare, ascultătoare și nici urâtă nu e deloc.
numai că munca grea o epuizează și e mai mereu obosită. Nici ea nu știe pentru ce muncește atâta. Leticia îl chema seara la ea la masă. Mâncau împreună și ea se interesa ce ar plăcea lui să gătească. Știa că trebuie să fie diferențe mari între bucătăria braziliană și cea românească și, fiindcă tot insista să știe ce i-ar plăcea, Marco a făcut într-o zi o mămăligă cu brânză, cu lapte ca la stână și Leticia a mâncat și a plăcut. Altădată, Marco a făcut o pastramă de oaie cu mămăligă și brazilianca a mâncat cu poftă și se bucura să-i cunoască gusturile. Așa s-au apropiat și au povestit multe unul altuia. Un lucru însă o rodea pe Leticia, ca pe orice femeie. Nu știa dacă Marco se va întoarce la soția lui și nici nu l-ar fi întrebat deschis. I-ar fi plăcut sigur să se știe împreună cu el. Însă lucrul ăsta nu putea să-l întrebe, că nu se știe ce ar fi crezut el. Și apoi, or fi ele sentimentele asemănătoare peste tot în lume, dar de fiecare dată se însoțesc cu subtilități speciale, cu temeri, cu frustrări, până și geloziile pot avea încărcătură diferită de la un om la altul, de la o țară la alta. Și tu pentru ce strângi atâția bani, Leticia? A întrebat-o el așa, din curiozitate. Ce vrei să faci cu ei? Că nu ai copii, nu ai familie? Eu am casa părinților mei la Rio de Janeiro. Ei sunt bătrâni și eu sunt singura lor speranță, singurul lor sprijin. O să repar casa, o să cumpăr multe lucruri pe care nu le-am avut niciodată, dar pe care le-am văzut aici în Spania. N-ai vrea să mergi cu mine, dacă tot ești singur? S-a rușinat apoi de întrebarea ei, a zâmbit cu șarm și a lăsat să se creadă că a glumit doar, deși suna ca o cerere în căsătorie. Marco nu i-a răspuns, ci a dat din cap în semn că întrebarea luase prin surprindere și nici nu i-ar fi spus mai multe. Se gândea, când Leticia pleca la ea la dormitor, că au bani destui amândoi și că timpul trece, iar bătrânețea bate la ușă, acasă nu se mai poate întoarce, Ruxandra nu ar putea să vină după el, că nu are cum. Se gândea în fel și chip, mai ales că din țară nu era nicio speranță în vreo schimbare radicală care să șteargă cu buretele peste faptele lui. Dacă nu l-ar fi dus securitatea la ocnă, l-ar fi asasinat părinții soldaților pe care îi împușcase. Și până la urmă erau și ei vinovați, țineau o armă în mână, erau într-o misiune de luptă. Dar ce-ar fi putut ei să facă dacă nu ar fi executat ordinele? Da, așa e, se resemna Marco, și tot el rămânea responsabil de moartea celor soldați. Adesea parcă îi vedea cum coborau panta, ca mai apoi să se alăture celorlalți care erau deja în dispozitivul de luptă. Pe sergent nu-l împușcase el. Probabil că îl împușcase chiar capitanul Costiniu. Ori capitanul și camarazii lui aveau o cauză pentru care luptau. Dar el, din ce cauză omorâse? Pentru că milițienii îi bătuseră pe Iancu și pe Adam. Și dacă nu venea nevasta lui Nicolae speriată de plecarea în misiunea securiștilor în puterea nopții, sub comanda lui Băciu, poate că nu s-ar fi alarmat nici el. Însă atunci se temea că, dacă Nicolae va fi prins viu, îl va putea denunța și pe el pentru colaborare. Și uite așa se zbuciuma cu gândul între culpă și nevinovăție, de multe ori în singurătatea lui. Când era cu Leticia, se mai înveselea,
și vedea și ea asta.